Bună, dragii mei! Astăzi o să citim o nouă aventură a Elei și mami Zâna. Totul a început într-o sâmbătă dimineață. Luam micul dejun și Oli a înșfăcat cana cu lapte. Ai grijă, Oli, i-a zis mami. N-are rost să-i spui lui Oli să aibă grijă. A zgâlțit cana și câțiva strop s-au vărsat pe masă. Las-o jos, i-am spus. Am încercat să iau cana, dar Oli n-a vrut să-mi o dea. Dă-mi cana, dragul meu, a insistat mami. A încercat să o ia, dar Oli a strâns-o și mai tare, ca pe un ursuleț de pluș. Mami i-a descleștat mâinile de pe ea. Oli a apucat-o din nou și, dintr-o dată, tot laptele s-a vărsat pe podea. Mami a zis, nu știe ce face. Dar eu cred că știa ce face. Laptele s-a împrăștiat pe toată podeaua, pe sub scaune și în toate colțurile bucătăriei. Nu-i nimic, a spus tati. Dau o fugă până la supermarket. O să dureze prea mult, a zis mami. Avem nevoie de lapte chiar acum. A tropăit de trei ori, a bătut din palme, a scuturat din poponeață, a spus bezea și puf, s-a transformat în zână. De fiecare dată când mami se transformă în zână, o privesc cu ochi mari. Când e zână, strălucește toată. Are niște aripi sclipitoare și când le mișcă, simt o adiere blândă. Până și zâmbetul ei e mai luminos. Mami zână și-a luat telefonul din geantă. Numai ce l-a atins, că a început să lucească și s-a transformat în baghetofon. Ești sigură că vrei să faci asta? A întrebat tati. Sunt foarte sigură, a spus mami zână. Știi că sunt tot mai bună la magie, pe zi ce trece. Tatăl a bombănit ceva, dar n-am auzit ce. Poftim? A întrebat mami zână. Nimic, nimic, a zis tati. Haide! Mami a format un cod pe ecran, clic, clic, clac, apoi l-a scuturat și a spus lapte apărutus. Dintr-o dată, în bucătăria noastră a apărut o vacă. Una mare, grozavă, ca fenie, cu un clopoțel la gât. Ups, a spus mami zână. N-am idee cum de s-a întâmplat asta. Știi să mulgi o vacă? A întrebat tati. Nu, a răspuns mami zână. Normal că nu știu. Mu, a făcut vaca. A încercat să se miște de colo-colo, dar nu era destul loc, așa că a dat din coadă și a răsturnat toate merele din fructieră. Apoi a spart trei ceși cu floricele roz din setul preferat al mamei. Încetează, a strigat mami zână și a alungat animalul. O, Doamne, a strigat tati. Îmi pare rău, a spus mami zână. O să mai încerc o dată. A tastat alt cod pe baghetofonul ei, clic, clic, clac și a mai strigat odată. Lapte apărutus. A început să plouă din tavan. Erau niște stropi maronii și picau peste tot în părul nostru și în micul dejun. Am lins câțiva stropi de pe obraz. Erau delicioși. E lapte cu cacao, am spus. Plouă cu lapte cu cacao. Ce bun e! Nu putem să primim asta în fiecare zi? Nu, nu putem, a spus mami zână uitându-se îmbufnată la ploaia maronie. Nu voiam lapte cu cacao, nu voiam o vacă. Tot ce voiam era o sticlă cu lapte. Încetatus! Ploaia s-a oprit. Apoi mami zână a tasat al cod, a strigat dispărutus și vaca s-a făcut nevăzută. Tati a oftat și și-a scurs niște lapte cu cacao din păr. E prea multă magie în casa asta, a spus el. Dar trebuia să-mi iasă, nu înțeleg ce nu funcționează, s-a plâns mami zână. Baghetofonul meu e nou-nouț, are și un buton de magie super rapidă. A apăsat butonul baghetofonului și s-a auzit un clic. Să mai încerc o dată? Nu, a spus tati, adică nu mai bine mergem la supermarket? Oricum trebuie să cumpărăm și de mâncare. Dar la supermarket o să pierdem o groază de timp, a spus mami zână și sunt foarte ocupată astăzi, am atâtea lucruri de făcut. Graba strică treaba, a spus tati. Cum adică, am întrebat? Înseamnă că dacă te grăbești prea tare, o să-ți iasă prost ce vrei să faci. Mai ales când faci vrăji, a spus tati. Tati nu poate să facă vrăji sau să zboare. El zice, dacă vrei să zbori, te urci într-un avion, cum fac toți oamenii. Dar mami nu e ca toți oamenii. Ea e mami zână. Atât pentru astăzi, o nouă aventură mâine!